Coronavirusul lovește puternic în turism. La agențiile de profil din Constanța au început să fie anulate bilete de avion cumpărate pentru Italia. Sunt oameni care au cerut anularea excursiilor inclusiv în alte țări decât cele afectate de virus. Au început deja solicitările de anulare a biletelor de avion, mai ales către destinații din Italia. Există deja temere din partea turiștilor români care aveau planuri de vacanță în această perioadă, fie că deja aveau angajate excursii către destinații apropiate de Italia sau, în general, destinații europene. Au fost anulate și activități extrașcolare din programul Săptămâna Altfel, iar specialiștii atrag atenția că banii nu pot fi returnați. Economic vor avea de suferit atât agențiile de turism cât și clienții. Sunt consecințe economice pentru agențiile de turism, pentru părinții care au plătit asemenea bilete de avion și excursii, pentru că aceste bilete de avion și cazările deja plătite nu pot fi rambursate. Circulația turistică ar trebui să fie încurajată în continuare, spun specialiștii, bineînțeles cu respectarea unor măsuri sporite de prevenție. Realitatea îi contrazice însă. Evelina, o româncă stabilită de câțiva ani într-o comunitate situată la 20 de kilometri de Napoli, spune că dacă situația se va agrava, va pleca din peninsulă. Nu va reveni însă în România, ci va merge în Germania la părinți. Suntem vreo 300 de români, dintre care sunt copii care frecventează școala și sunt speriați, adică noi românii și străinii, în general, evităm să ducem copiii la școli, la activitățile care le făceau. Igiena este principala metodă de prevenție și în Italia. Oamenii trebuie să evite locurile aglomerate și să iasă din case doar dacă situația o impune. Organizarea în Italia este foarte bună din punct de vedere al prevenției, spune românca, însă realitatea îi sperie. Școlile, bisericile și obiectivele turistice din zonele afectate sunt închise. La fel și magazinele în care oamenii au dat buzna pentru a se aproviziona cu alimente. Ceea ce se dă la televizor în Italia nu este realitatea. Sunt cazuri foarte grave, e foarte grav, ei sunt foarte speriați, panicați, nu se afară din casă decât dacă au nevoie maximă. Până acum, conform autorităților, nu a fost confirmat niciun caz de coronavirus în România.